La ora actuală, comuna Voinești de Dâmbovița este un veritabil șantier. Administrația locală a reușit prin proiectele pe care le-a depus să aducă în localitate numai puțin de 10 milioane de euro. Din decembrie și până în prezent, prin Programul Național de Dezvoltare Locală Angel Salini, au fost semnate 3 proiecte. Primul se referă la asfaltarea a 6 km de drumuri în satul Suduleni. Lucrarea a fost finalizată în urmă cu câteva săptămâni. Cel de-al doilea proiect are ca obiect introducerea rețelei de gaze în toate satele din comună, iar cel de-al treilea se referă la extinderea rețelei de canalizare și aceste două proiecte vor fi finalizate până la sfârșitul anului. În decembrie până astăzi, comuna Voinești este un adevărat șantier și când spun că este un adevărat șantier, avem de muncă în anul 2024, cum cred că nu am avut niciodată. Dacă în decembrie vă spuneam că am semnat contracte de finanțare, astăzi vă pot spune că lucrăm pe contracte de execuție, lucrări în valoare de aproximativ 10 milioane de euro. 10 milioane de euro pentru localitate, 500 de miliarde, mi se pare extraordinar de mult. Sunt cei mai mulți bani care au fost investiți în decursul anilor la nivelul localității Voinești. Ce faceți cu banii ăștia? Păi nu fac, că banii ăștia nu sunt ai mei. Dacă aș fi banii ăștia ai mei, a zice că nu mi-ar mai trebui nimic toată viața. Nu mi-i doresc. Sunt banii comunității locale, bani care vor fi atrași în funcție de stadiul lucrării, situației de lucrări avizată de dirigintele de șantier, vizite în teren ale Inspectoratului de Stat în Construcții. Și să le luăm așa pe paliere. Și primul palier, aș vrea să mă refer la Angel Salini, prin Ministerul Dezvoltării Regionale. Comuna Voinești a avut semnate 3 contracte de finanțare, când dumneavoastră ați fost în decembrie, la unul se lucra. Deja acest proiect este finalizat, ieri am plătit cotele la ISC, urmează ca maxim 2 săptămâni să facem recepția finală. Mă refer la proiectul privind asfaltarea 6 km de drumuri comunale în satul Suduleni, și cu asta am terminat și satul Suduleni, proiect implementat prin programul Angel Salini în valoare de 5.600.000 de lei. Al doilea proiect și cel mai mare proiect care a fost vreodată implementat la nivelul localității Voinești se referă la înființare și extindere sistem de gaze naturale. Și când mă refer la gaze naturale, de acest proiect vor beneficia toți locuitorii comunei Voinești, în speță toate cele 8 sate componente. Deja lucrăm de circa 3 săptămâni, se lucrează într-un ritm alert, de genul că reușim să îngrupăm aproape zilnic între 800 și 1000 de metri de conductă de gaze, să lucrează peste 12 utilaje. Avem de îngropat 34 de kilometri de conductă de gaze naturale, înființare în satele Manga, Mânjina, Suduleni, Izvoare, Lunca și Vâncești, extinderi în satele Gemenea, Brătulești și Voinești. Pe lângă, proiectul are o valoare de 250 de miliarde, adică 5 milioane de euro. Al treilea proiect pe Angel Salini este un proiect în valoare de 75 de miliarde, se referă la extinderea sistemului centralizat de canalizare în satul Gemenea Brătulești. Cred că dumneavoastră, când ați venit la Câmpul Lung, ați văzut că se lucrează pe ambele părți ale drumului național. Toate aceste proiecte mi-am propus să le finalizez până la sfârșitul anului, cu toate că durata de execuție este 36 de luni.
Proiecte care au fost semnate și se află în curs de implementare sunt și pe Planul Național de Redresare și Reziliență, dar și pe Fondul de Mediu.